Patru proiecte s-au aflat pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local de astăzi. Primul viza rectificarea bugetului general al municipiului pe anul 2017. La capitolul învățământ este de reținut faptul că municipalitatea va acorda fiecărui liceu din oraș suma de 15.000 de lei pentru organizarea balurilor bobocilor. În rectificarea bugetară au fost cuprinși și banii alocați prin hotărâre de guvern pentru repararea clădirilor publice din subordinea primăriei, afectate de furtuna de la mijlocul lunii septembrie. Proiectul a fost aprobat, cum de altfel a primit voturile aleșilor și proiectul privind aprobarea încheierii acordului de cooperare cu filiala Uniunii Artiștilor Plastici, în vederea finanțării și realizării în comun a programului cultural Inaugurarea Coloniei Pictorilor. În luna noiembrie vor fi organizate colocvii, seminarii și expoziții la care vor fi invitați oameni de cultură importanți din țară și străinătate. Un alt proiect care a stârnit discuții a fost cel care viza aprobarea organizării acțiunilor cuprinse în evenimentul cultural Baia Mare are suflet, ce se va desfășura în perioada noiembrie-decembrie 2017. Pentru aceste manifestări s-a prevăzut suma de 1.500.000 de lei. Aș fi propus ca din suma aceasta de 1.500.000 de lei să rămână 500.000 de lei pentru aceste evenimente și pentru că tot vorbim despre cultură, 500.000 de lei să fie alocați pentru reabilitarea teatrului municipal, care trebuie consolidat, și 500.000 pentru teatrul de păpuși. Sunt două clădiri reprezentative de cultura orașului, care sunt în momentul de față într-o stare de degradare avansată. Propunerea consilierului nu a fost luată în considerare, așa că municipalitatea va aloca 1.500.000 de lei pentru desfășurarea acțiunilor cuprinse în evenimentul cultural Baia Mare are suflet. Este vorba de Sărbătoarea Vinului și Vânătorii, Baia Mare pentru România, Moș Nicolae, Crăciun în Baia Mare, Revelionul Băimărenilor și Concertul de Anul Nou.